Maria Popscheanu, așa cum semnează cartea, profesoara Lavinia Bădulescu a reușit, după 20 de ani de la începerea romanului Tom Arnăuțoiu, să-l publice. Era o carte așteptată de către toți cei care au fost în preajma fenomenului numit Haiducii Mușcelului, autora fiind încurajată pe tot parcursul timpului să o publice. Așteptarea atât de lungă de la scriere la publicare a fost dată de grija autoarei de a da o formă cât mai bună romanului prin abordarea textului și tratarea subiectului. Nu ca să falsific istoria, ci ca să o prezint în dimensiunile ei, așa cum mi-a fost prezentată. Documentația mea nu a fost o documentație ușoară. A durat cel puțin 2 ani de zile. Am fost la Oradea, am fost la Miercurea Ciuc, am fost la Brăila, la Buzău, la Galați, la Curtea de Argeș, la București, la Pitești. Și, sigur, vă spun, Panoșoara, am avut acolo un sejur mai îndelungat, pentru că acolo era inima rezistenței și acolo am avut, într-un fel, trista fericire, dacă se poate face acest oximoron, că se întâlnesc supraviețuitorii imediat după Revoluție, când procesul lor de uzură sufletească și fizică nu era atât de deteriorat. Am avut norocul unor mărturisiri extraordinare, care cu timpul s-au estompat sau s-au mai exagerat datorită prilejurilor istorice. Unii au avansat, au supralicitat un act de eroism, alții din exces de modestie n-au vrut să facă prea multe mărturisiri. Ori ca investigatori, ca să zic așa, pe teren, n-am avut decât un caietel și un pix. Romanul însă a generat o serie de critici legate de acuratețea cu care au fost respectate datele istorice. Romanul, desigur că are regulile lui, dar în contextul în care te bazezi pe documente și specifici că respectiva carte este un roman non-ficțiune, nu se pot modifica chiar artistic, pitoresc, evenimentele. Și pentru cei care vor achiziționa această carte, aș vrea să lămurească asupra multor lucruri, pentru că, sigur, văzându-mă pe mine, pe mătușa mea care mai trăiește la 96 de ani, vorbind despre acele fapte și în această carte romanțios sunt altfel prezentate, vor sta la îndoială. Oare cine spune adevărul? Dincolo de critici și orgoliu, romanul Tom Arnăuțoiu este o carte care merită citită pentru că, scăpând de rigoarea științifică a studiilor istorice care au tratat până în prezent tema rezistenței anticomuniste, reușește să aducă suferința și motivația luptei acelor oameni în sufletul cititorilor, mai ales al acelora care nu sunt familiarizați cu lectura unor studii de specialitate. Adică scoate subiectul din cadrul restrâns al cunoscătorilor, în cadrul extins al tuturor celor care au aflat sau nu de Haiducii Mușcelului. Romanul poate, prin modul de abordare a temei, să recreeze un mit. Și chiar dacă Tom Arnăuțoiu este un simbol declarat al mușcelului și al României, prin acest tip de prezentare poate deveni mai mult decât atât. Își poate câștiga locul în lista scurtă a simbolurilor universale care au schimbat lumea și le-au învățat să respectăm libertatea.